Municipiul Suceava va mai sta 14 zile în scenariul galben începând de marți, 23 martie, întrucât rata de infectare cu noul coronavirus se menține peste 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fiind de 1,94. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a mai hotărât prelungirea scenariului galben pentru Comuna Ipătești, începând cu data de 22 martie, rata de infectare fiind de 1,78 cazuri la 1000 de locuitori și instituirea scenariului galben pentru Comuna Arbore, începând din 24 martie, aici rata de infectare fiind de 1,62 cazuri la 1000 de locuitori.